Un bărbat de 34 de ani ar fi putut sfârși tragic după ce și-ar fi tăiat venele în prezența familiei. Cazul a avut loc în data de 1 septembrie într-un bloc de locuit din centrul capitalei. Informația a fost transmisă mass mediei de către ruda unuia dintre locatarii blocului în care s-a produs totul, după ce și-ar fi provocat mai multe plegi cu un cuțit. Individul a ieșit în scara blocului, amenințând și vecinii. Speriați de bărbatul care umbla pe coridoare plin de sânge, oamenii au chemat poliția și ambulanța. Individul a fost transportat la spitalul de urgență. Potrivit locatarilor, bărbatul nu ar fi la prima tentativă de suicid, de aceea locatarilor le este frică când acesta devine agresiv și vulnerabil. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati, a declarat că în momentul incidentului, bărbatul de 34 de ani era în stare de ebrietate. Bărbatul care ar fi încercat să se sinucidă este căsătorit și locuiește cu soția și copilul lor de 2 ani. Cazul este documentat de către polițiștii sectorului Râșcani.